Salut! Ați fost vreodată pe mâini bune sau pe o mână bună care să vă tundă, de exemplu? Astăzi vorbesc despre expresia a avea o mână bună sau a fi bun de mână. Și înseamnă a fi priceput, a fi îndemânatic, a face o treabă bună. Dar se poate folosi și atunci când vorbim de joc de cărți. Deci, a juca cărți. Haideți să le luăm pe rând. A avea mână bună se folosește atunci când o persoană este pricepută și face un lucru, iar rezultatele sunt excelente. Nu numai atât. Rezultatele se văd în timp. De exemplu, când mergem la coafor, este un salon unde femeile merg ca să se tundă, deci să-și taie părul, sau bărbații pot să meargă la frizer, la frizerie. Și atunci când spui, de exemplu, despre o coafeză, o coafeză este o. Persoană care lucrează într-un salon, într-un coafor. Când coafeza are o mână bună, înseamnă că taie bine părul, și după aceea părul tău crește bine, repede, sănătos. Nu numai atât. De exemplu, firul de păr nu se despică. Știți că părul mai lung? La capăt, acolo unde se termină, se poate despica. A despica înseamnă că faci așa niște picioare, două, trei, etc. Adică părul nu este, sau firul de păr, nu e foarte sănătos. Dar când spui că, uite, eu merg la o coafeză și are mână bună, sunt foarte mulțumită de ea și nu aș schimba-o pentru nimeni. În acest exemplu, practic, tu spui că ești foarte mulțumită de coafeză și rezultatele după ce ea ți-a tăiat părul sau te-a tuns. Um, un alt exemplu, de exemplu, când vorbim de plante sau chiar și de flori, da? Plante, de exemplu. Și pot să spui că vecinul meu are mână foarte bună Plantele cresc repede și arată foarte bine. Ceea ce înseamnă că el cumva investește din uh, timpul lui, energia lui și vorbește, poate, cu plantele. <laughs> Se poartă foarte frumos cu plantele, de aceea ele cresc atât de frumoase, pentru că are mână bună. Poate chiar este. O persoană foarte bună, ca și energie. Ok? <laughs> uh, un alt exemplu. De exemplu, dacă doi prieteni uh, se împrumută de bani. De exemplu, persoana A o împrumută pe persoana B de bani. Adică îi dă niște bani împrumut. Poți să spui că A, să spunem în cazul de față Mircea? Mircea are mână foarte bună. Când mă împrumută de bani, banii ăștia me îmi merge treaba foarte bine. Ce înseamnă că merge treaba foarte bine și că Mircea are mână bună? Înseamnă că Mircea e o persoană foarte bună, nu este un zgârcit, nu este un om rău, este un om care are intenții foarte bune. <laughs> și atunci ție îți merge bine când împrumuți niște bani de la Mircea. Dar nu îți merge bine când împrumuți bani de la, nu știu, să zicem, Mihaela. E doar un exemplu. Ok? Și, practic, chestia asta poate însemna și ceva cumva energetic. Pentru mine, și explicația mea asta ar fi, că momentul în care o persoană are mână bună și tunde bine, plantează niște flori bine Uh, o persoană are mână bună când împrumută, de exemplu, niște bani, cred că acea persoană este o persoană foarte bună, care are intenții bune, și lucrul ăsta se reflectă sau se extinde și pe partea de exterior care nu o vedem, pe partea uh, scuze, pe care o vedem. Deci din invizibil, din energia lui foarte bună, ajungem într -o, uh, pe planul vizibil. E o explicație, ok? Și ultima, ultimul lucru, când vorbim de cărți, a juca cărți, de exemplu, când joci poker, când joci macao, în românește se spune macao și spui că uite, <laughs> Știu că el are mână bună și mă bucur că el face cărțile. A face cărțile atunci când se împart cărțile la toți jucători, la toți jucătorii, jucătorii. Sau, de exemplu, pot să spui că eu urmez după Florin și știu că Florin are mână bună. De fiecare dată când îmi vine o carte de la Florin, wow! Am noroc am o mână, are o mână foarte bună. Atât pentru astăzi, dragii mei, întrebare pentru voi. Voi aveți o mână bună? O zi excelentă de luni și ne auzim miercuri din nou. Pa, pa!